Mănânci iute sau îți va lua gura foc? Ah, bă, nenorocitule! Ai, bă, nenoroci! Nu, Cătăline! Aoleu! Ai rupt întrebarea, seama că mănânci iute. Pentru că mi-a... Doamna Alina, nu se face așa să-mi pună întrebări de astea intime. M-a întrebat dacă... Hai, mănâncă iute. Mănâncă iute. Da. Și... ce iute. Să mai... Ăla iute, hai repede. Pac, pac, hai că ești magician. Păi, Cătălina... Nu, stai puțin, dăm... Dezinfectează-te, dăm să mă... hai. Dăm să... Dați-mi și mie un pahar de lapte ca să nu pun... Un pahar cu lapte, vezi că avem lapte acolo. Așa. Uite, puneți, stai că îți dau pahar cu lapte. Ia toată aia. Da. Aia iute. Hai. Cătălina. Ăla iute, hai mă băi, ori ești... Păi nu mănânc iute, mâncați-o. Asta mă, direct, pa, păi am mâncat campion. Băi, mă mura, mai fost odată la spital, să știi. Nu, ai, n-ai, dar asta nu pățești nimic, nici nu e așa, iute. Hai. Uite, e pusă doar un pic pe jumătate. Hai. Băi, băi, eu credeam că suntem prieteni, mă. Ce sunt întrebările astea, mă, Cătăline? Hai, mănânc repede. Na, ce să răspund, mă? Pe, dai răspunsul și mănânci, uite, și întrebarea ai rupt-o. Dai un nume. Fetița. Alo! Alo, mor! Mănâncă-o toată aia! Ce mă e, iute? Mama mea! Dați-mi un pahar, vă rog mult de tot! Mă, bea din aia ta! Bea din aia tot! Bă, dar trebuie să mănânci toată aia! Că dacă nu citesc întrebarea... Ăsta aici, mamă, ce ustură mâncați aici! Mama, mi-au buzele foc. Bă, mi-ai pus de la mare, mă, mâncați aici. Deci, mă... De ce mă bani, mă, nenoroci? Mai bine stăteam acolo, că... Bă, nu mai simt buzele, bă. Ce mi-ai dat, mă, mâncat ce-ai gura? Da, ce, mă, am mâncat și Maria și tot. Nu mai simt, bă, nu mai simt mica. E nenorocire maximă, zici că mi-ai dat în mușchi. Ce? Zici că mi-ai dat cu pumnul în gură. Hai mă, termin-ți aia buleta de cașcaval. Nu mai pot mânca ce-i gura. Bă, nu fac glume, nu fac nimica. Mamă, dacă bei apă e și mai rău. Doamne, aveam un ceai aici. Dar laptele, știi cum e? E ca când, atunci când, odată când eram mic, m-am fript la mână și mi-a ieșit o, uite, de asta am, aici nu mi-am mai crește păr. Așa. Și a trebuit să ții mâna. Dormeam cu mâna în apă, înțelegi? Că mă ustura așa e acum. Mm. Dacă țin laptele în gură, nu mă mai da păr, mă, iar nu mai crește păr pe limbă. Doamne, oameni buni, v-am promis o ediție senzațională la final de sezon. Da, să mănânce la iute. Nu mai mă, lasă-l acolo, mâncați, să mănânce următorul invitat. Deci care era răspunsul? De dragi, l-am zis odată. Da, mă. Na. Mergem mai departe, saltăm și noi gașca Zurli. Bă, aolo, s-a dus pe gât. Ce? Merge mai departe. Turavura. I-a pus o întrebare și o a trebuit să răspund. N-a trebuit să citesc întrebare. Ce întrebare mi-a pus băiatul, înțelegi? Și a trebuit să dau nume dacă nu vreau să răspund la... Dacă nu vreau să răspund la întrebare. Și a trebuit să spun doar numele și să mănânc iute. Da. Vreți să citim întrebarea? Cu cine fac spectacole eu? Da, exact. Am acum pe 22 la Ploiești, la It's About. La ora 7 jumate. Păi să citesc toată întrebarea, că e completă. Nu mai e.